Bună seara, stimați prieteni! Cristos a înviat! Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute în cadrul unei noi ediții a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou aici în studioul Produces Media, împreună cu un invitat drag, un om deosebit, un slujitor al lui Dumnezeu și dați-mi voie să-l prezint din nou pe prietenul nostru și invitatul de onoare din seara aceasta, nimeni altcineva decât domnul Ciprian Gheorghe Luca, doctor da, Deja doctor, slavă Domnului pentru uh, obținerea titlului de doctor pentru, pentru uh, uh, dumneavoastră, păstorul al Bisericii, al, uh, cetului creștin Emanuel și bineînțeles uh, conferențiar, uh, contributor la diverse conferințe, articole, publicații în tot ceea ce privește teologia publică. Știu că este specialitatea dumneavoastră. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru renoirea invitației. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! La vă, domnule! Suntem în perioada uh, sărbătorii învierii, practic după uh, ce am sărbătorit, împreună cu biserica, cu familia, dar uh, cred că nu e greșit să spunem că Hristos a înviat în fiecare zi, dacă s-ar putea. Și să trăim învierea Lui în fiecare zi. Slavă Domnului! Practic, uh, emisiunea din seara aceasta, tema pe care vă propun, are legătură cu învierea. Și vom vorbi despre libertate, despre creștinul, practic, între libertatea creștinului și limitele pe care uh, credința aceasta uh, ni le oferă. Aș spune, eu n-aș spune impune, ci ni le oferă. Uh, pentru că, până la urmă, suntem uh, liberi liber și asta, bineînțeles, vine prin cerfa Mântuitoarea Domnului Iisus Hristos pe cruce, cel care a murit și care a înviat. Sărbătoare pe care tocmai am sărbătorit-o. Ne-am vorbit de foarte multe ori și îmi place mult, știți că și eu sunt pasionat de teologia publică, la nivelul exprimării credinței în public. Eu știu că teologia publică înseamnă mult mai mult uh -huh. decât a-ți exprima credința în public. Și a spune că libertatea despre care vreau să vorbim în seara aceasta, în cadrul credinței creștine, E o componentă exact din uh, ceea ce se vede în viața creștinului. Un creștin oprimat, un creștin subjugat, un creștin într-o cușcă, cred că e destul de vizibil în lumea în care trăiește. Și sunt oameni care cred că noi creștini oarecum suntem legați. Uh, fotografia aceasta pe care am pus-o, am pus-o intenționat, este exact dezlegați. -a, care v-am spus, Așa că haideți să discutăm puțin despre relația aceasta pe care creștinismul are cu libertatea și apoi dacă cumva există aceste limite. Pentru că la momentul respectiv am să vă aduc câteva argumente a unor oameni, a unor uh, idei uh, care spun că creștinul de fapt nu e liber, este subjugat, este oprimat, uh, uh, nu poate să facă de ce, cât ceea ce îi se spune, decât câte Creator, de cel care uh, dă libertatea, și până la urmă, un om care nu e liber nu va acordea libertatea nici celor din jur. Dacă am avea o problemă doar personală, zice că totul se rezume la noi și atunci rămânem în cerul nostru. Dar pericolul pe care noi l-am putea prezenta și spun unii despre noi că suntem un pericol în public este pentru că libertatea pe care noi o avem încercăm să o aplicăm și altora. Practic, suntem noi subjugați și prin acțiunile noastre încercăm să fim intoleranți, să subjugăm pe alții, să le suprimăm libertatea altora. Da? Și să devenim un pericol public. Ați spus foarte multe lucruri interesante și mă gândesc cu care dintre ele să încep. Pentru că ați amintit de înviere și fiindcă trăim în lumina sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos, în momentul acesta, aș plasa discuția noastră în contextul învierii, pentru că un alt mod de a defini libertatea creștină este libertatea dintre două învieri. Dintre învierea cea după duh, de care am avut parte toți cei ce credem în Hristos, împreună cu Hristos cu moartea pe moarte călcând, și învierea cea după trup, pe care o așteptăm și o mărturisim în crezul nostru comun, aștept învierea Morților și viața ceva să vină. E bine, libertatea creștină, pentru a fi bine înțeleasă sau pentru a fi clar conturată sau definită, trebuie încadrată, trebuie plasată cumva conceptual între niște termeni sau între niște concepte care să o clarifice, să clarifice conceptul. Și putem să plasăm, ca și concepte definitorii. În, în care încadrează uh, adevărul, dragostea, dar iată, pentru că ați vorbit de înviere, învierea, libertatea omului dintre două învieri. Și asta naște sau generează o mulțime de întrebări, inclusiv etice sau morale, sociopolitice, pentru că, citind Scriptura și, în mod special, uh, epistolele, Pauline. Vedem că ceea ce noi, ca și credincioși, facem între cele două învieri, cu trupul nostru, cu sufletul nostru, cu familia noastră, contează și este foarte important. Lasă, dacă vreți, o amprentă sau o marcă asupra ceea ce noi vom fi la a doua înviere. Asta ar fi o primă, o primă constatare. A doua e referitoare la așa zisa uh, idee că uh, veți doamne creștinii nu sunt liberi uh, și uh, acuzația că uh, creștinii nu pot decât să se supună, să asculte uh, de, de creatorul lor. Vreau doar să vă spun aici o să vă citesc din ceea ce spunea un mare filozof uh, și anume Nietzsche că în religia și filozofia creștină predomină sensul conceptul de interdicție, practic mi se interdice oarecum care și se naște din teama, teama de a fi pedepsit. Deci pe de o parte mă apropii de Dumnezeu din teama de a nu fi pedepsit de Dumnezeu, da, prin tot felul de fenomene, prin tot felul de întâmplări pe care, circunstanțe pe care mi le oferă viața, deci practic tot ce mi se întâmplă rău este o pedeapsă din partea Lui Dumnezeu tocmai ca să mă determine să fiu ascultător, ca să mă disciplineze și practic toată această uh, atitudine de supunere, de ascultare, de reverență, de uh, aplicare spre, uh, uh, spre a fi mai aproape de Dumnezeu nu este altceva decât uh, atitudinea mea de teamă în fața morții și a pedepsei divine. Și practic nimeni dintre cei vii, dintre cei care urmează credința uh, creștină, nu sunt, uh, nu este uh, determinat sau nu este atras de credința creștină, dacă, de, nimic altceva decât dacă n-ar fi această pedeapsă. Practic, exact <coughs> contra ceea ce știm noi, și anume <coughs> dragostea, spune. Exact. Iată, acum sunt două chestiuni pe care trebuie să le abordez. Pe de o parte, fiindcă ați amintit de Nice, Nice trebuie înțeles în contextul condiționărilor ideologice și chiar religioase ale vremii lui nu o să-l apăr, nici nu o să-l acuz. În sfârșit, el este unul dintre marii filozofi ai secolului trecut, un filozof nihilist, oarecum Mateu, dar în observațiile pe care el le face, pe de-o parte se uită cu ochiul analistului la lumea înconjurătoare, chiar la lumea religioasă, a vremii sale, subliniez, care a avut și ea metehnele și păcatele și greșelile ei și afirmă, cerebra lui afirmație, că Otis tot, Dumnezeu a murit sau Dumnezeu e mort Dar puțin înțeleg la ce se referă el când spune noi l-am ucis El nu spune că oamenii l-au ucis efectiv pe Dumnezeu, ci spune că din modul în care religia creștină se comportă repet, în vremea lui Pare că Dumnezeu a fost omorât, a fost subjugat, a fost aservit intereselor politico-religioase, și că religia este instrumentată pentru a manipula masele, așa a zisul opium al, al popoarelor. E bine, asta pe de o parte. Pe de altă parte, Nice este condiționat de. Propria sa percepție a creștinismului, care îmi pare rău să o spun, dar este eronată, este defectuoasă, este găunoasă chiar. Pentru că, așa cum ați spus, creștinismul nu se bazează, sau în esența lui, creștinismul nu are angoasa, frica. Da, vorbește despre și iudaismul, și creștinismul vorbesc despre frica sau teama de Dumnezeu, în sensul reverenței, respectului. Și a, a, a respectului față de o autoritate suverană, atotputernică. Dar la baza credinței creștine stă dragostea. Și ca să punem sau să repunem în perspectivă lucrurile, noi nu ascultăm de Dumnezeu, de Hristos, de Cuvântul Evangheliei, fiindcă ne e frică. Ne e frică de Dumnezeu, ne e frică de iad, ne e frică de nu știu ce. Și frica are, până la un punct, partea ei sănătoasă. Mi-e frică să nu mă calce mașina și, prin urmare, mă asigur când trec pe, pe zebră. Adică, nu trec fără să nu mă asigur. Dar nu despre asta e vorba. Are dragostea. Și dragostea zice, eu sunt într-o relație, sunt într-o legătură de dragoste. Cu Creatorul meu. El mă iubește și mi-a demonstrat lucrul acesta cu vârf și îndesat. Eu vreau să-i răspund cu dragoste, vreau să trăiesc armonios, vreau să trăiesc în acord cu voia lui. Îl iubesc și n-aș vrea ca între noi să apară ceva care să distrugă această relație. Și, prin urmare, dragostea este cea care mă conduce. Haideți să luăm un exemplu de zi cu zi un soț care își iubește soția. Nu îi va face anumite lucruri care să o deranjeze, care să o supere, care să o rănească. De ce? Pentru că nu e liber? A, te ține sub papuc, ți-e frică, A, da, ți-e frică de nevastă, dar de asta n-ai tu curajul să îi spui verde în față, nu știu ce. Nu, Chiar dacă aș putea să-i spun verde în față, în în să spun adevărul dar nu în dragoste, pentru că o iubesc, pentru că prețuiesc relația noastră și iubirea ei și pentru mine cea mai prețioasă, cea mai scumpă ființă de pe lumea asta, mă voi purta în așa fel încât să o norănesc. Ce înseamnă asta? Că nu sunt liber? Din potrivă, tocmai asta arată că sunt liber. Pentru că omul care nu e liber, dar are doar iluzia libertății, nu poate să nu facă așa cum are impulsul sau cum, cum îl îndeamnă, am zice noi, păcatul. Da? Omul liber poate decide să facă sau să nu facă și poate decide să arate dragoste, să se poarte într-un mod iubitor. Acum, o a doua chestiune pe care a amintit-o cumva la începutul, în debutul emisiunii și reiese la suprafață aici, povestea aceasta creștinii trebuie cumva interzis în public pentru că credința creștină pare uh, uh, nefrecmentabilă, să zic așa. Uite, ăștia sunt niște, uh, ang niște, angoasați așa, care le frică de toate așa, și ei transmit cumva societății Același tip de atitudine fricoasă, resemnată, îngustă. Pușenie din asta oarbă. Da. Aș fi un pic ironic să spun că faptul că Nice și alții apucă să spună asta se datorează tocmai influenței în, în societatea creștinismului. Pentru că toate aceste idei și principii, să spunem, liberale. De respect, de toleranță, de autocritică, de critică constructivă, toate vin pe filieră creștină. Adică, acest tip de cultură, și nu comentez, e bine, e rău, dar acest tip de cultură publică, da? organizațională, dacă vreți, dar o cultură publică în sensul de a publicului, a societății, în care vorbim despre domnia legii, în care vorbim despre respectul și acceptarea celuilalt în care vorbim despre a-ți spune părerea, de a contrazice chiar pe celălalt, libertatea de opinie, toate astea vin și e demonstrabil lucrul acesta pe filieră creștină. Deci nu cred că rezistă unui test serios al istoriei această afirmație. Creștinii sunt niște încuiați, niște angoasați care trebuie Cărora trebuie să-i se taie microfonul, pentru că o să, ne, o să ne sucească mintea la toți. Din potrivă, suntem unde suntem și putem discuta pluralist, tocmai pentru că a existat și există o cultură creștină. Slavă Domnului, foarte frumos! Conceptul acesta de liber, al libertății este, să spun așa, promovat, afișat la orice protest, la orice manifestație politicienii îl folosesc din plin atunci când vorbesc în campanii electorale, practic, omul își dorește să fie liber. Și termenul acesta de libertate, de obicei, este uneori, de multe ori este prost înțeles. Înainte de a vorbi despre, să spunem, excesele unei libertăți înțelese greșit, vreau să vă întreb totuși, care este diferența majoră între libertatea creștină sau creștinul liber și libertatea așa cum un politician o promovează. Ce înseamnă. Știți că într-o democrație se tot vorbește libertate, da? Până unde este libertatea mea în ochii unui politician, sau poate până. Și unde este, ar trebui să fie libertatea în, în, în viața unui creștin? Sigur, Asta în relație cu cei din jur, bineînțeles. Sigur că vorbim despre filiere sau moduri diferite de a gândi, de a concepe uh, libertatea, să zicem, perspectiva religioasă, teologică, creștină în cazul nostru și perspectiva sociopolitică, care poate să fi influențată de diferite școli de gândire sau uh, în cel mai, uh, în cel mai uh, să spunem, uh, simplu sau simplist caz de uh, Dorința politicianului de a acumula capital electoral, da? de, a, de a obține voturi. Și atunci el spune într-un mod demagogic orice, care știe că zgândără sau provoacă electoratul să reacționeze. Libertatea creștină are câteva particularități care o fac să, să iasă în evidență într-un mod bun. Sigur că despre libertate, nu vorbește doar creștinismul. Există și alte religii care vorbesc despre libertate, există, există, curente filozofice, da, școli de gândire filozofică care definez libertatea, ce este libertatea, ce înseamnă ea, cum poate fi definită libertatea ca, dacă vreți, deziderat, individual și comun, obștesc, despre toate lucrurile astea vorbesc și uh, filozofi antici, greci, latini, și uh, filozofi uh, medievali. Deci nu, nu este vorba de ceva nou sau specific doar creștinismului. Ce este specific, ce este particular creștinismului, uh, aș zice, sunt următoarele două-trei lucruri. Unu, libertatea creștină nu poate fi detașată de adevăr și dragoste care se regăsesc. Sau se descoperă, se revelează relațional. Prin urmare, modul în care creștinismul definește libertatea nu este unul pur teoretic. Creștinismul nu construiește un model teoretic, filozofic, al libertății, cumva abstract, ci definește libertatea ca existența în comuniune cu Hristos, izvorâtă din dragostea divină căreia îi se răspunde de către om și bazată pe adevărul absolut pe care îl reprezintă Hristos. Pot fi liber doar cunoscând adevărul. De asta orice fardare a realității, orice mascare, orice falsificare a adevărului, care poate să însemne o alterare a limbajului, care poate să însemne o încercare de alterare, de schimbare a istoriei, încercări cu care ne-am obișnuit în zilele noastre. De fapt, nu sunt lucruri care eliberează, ci sunt lucruri care înrobesc. Înrobesc ideologic și există o înrobire sistematică. Așa, pe nesimțite, dar, dar programatică cumva, care va duce uh, nu la o societate liberă să se exprime, ci la o societate înregimentată ideologic, care nu are voie să spună altceva decât uh, cineva hotărăște să spună. Da? Deci, uh, libertatea creștină refuză această fardare a realității sau falsificarea realității, tocmai datorită faptului că ea se bazează pe adevăr. Și încă o dată spun, adevărul în cazul acesta nu este o idee sau un set de idei, ci este o persoană. Este Hristos. Și asta presupune uh, o cunoaștere și o descoperire, o gnoză, dacă vreți, relațională. Ajungem să cunoaștem fiindcă suntem în relație cu Hristos. Și relația aceasta durează o eternitate. <laughs> uh, Viața veșnică, sigur nu e obiectul emisiunii noastre, dar îmi permit ca o paranteză. Vă rog. Viața veșnică este definită de Însul Iisus Hristos ca fiind așa: să te cunoască, pe ce este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci, spre surprinderea noastră, Hristos zice viața veșnică este de fapt o viață fără sfârșit. Tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, perpetuarea unui bio sau unei vieți biologice la nesfârșit. Nu. Este cunoaștere, dar nu cunoașterea asta teoretică, da, intelectuală și atât, deși nu o exclude, ci cunoașterea relațională. O altă marcă specifică libertății creștine sau modul în care creștinii înțeleg libertatea este Uh, libertatea de a-ți iubi vrăjmașul. Chiar uh, și atunci când te calcă? Chiar și atunci când libertatea lui uh, impietează asupra libertății tale. E, chestia asta este nemai uh, auzită, este contraintuitivă, este, contra este revoltătoare, este scandaloasă. Da? Adică, aproape am putea vorbi despre un scandal. Cum adică? Bun, ca să nu fiu înțeles greșit, nu militez pentru o asemenea societate. Cred că o societate în care binele comun este, este căutat înseamnă uh, o societate în care drepturile și libertățile să fie reglementate în așa fel încât să putem trăi, conviețui pașnic, fără ca libertatea mea să uh, încalce. încalce granițele sau frontierele libertății tale și invers. Dar asta e o discuție politică. Vorbim aici spiritual, creștinește. Da? Hristos nu doar că ne cere să ne iubim vrăjmașii, să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Ne cere să ne și bucurăm atunci când suntem prigoniți. Ori ca să te bucuri și să ai capacitatea să-ți iubești vrăjmașul, nu se poate decât dacă ești liber. Un sclav nu-și va putea iubi în sensul acesta, stăpânul niciodată. Și totuși, Apostolul Pavel, prin ceea ce le scrie sclavilor, pentru că asta era situația socială în vremea respectivă, le, le, le spune niște lucruri care, de fapt, asta înseamnă, sigur, parafrazez, nu faceți de frica stăpânului, nu faceți, asta este situația în care vă aflați, faceți ca pentru Domnul, mânați de adevărul, de dragostea Evangheliei. Și ce face asta? În pofida faptului că nu schimbă condiția socială, pentru moment, nu e posibil, da? nu înseamnă că trebuie ca lucrurile să rămână așa, dar la momentul acela istorie, vedeți cât realism are Evanghelia? Sunt lucruri care se pot face și sunt lucruri care nu se pot face. Timpul lor n-a venit încă. Milităm să se întâmple, dar nu au venit. Și atunci ce facem? Ne resemnăm, nu mai facem nimic, stătem? Nu. Putem Chiar rămânând sclavi în sensul social al termenului, putem fi dezrobiți, eliberați, în așa fel încât, deși statutul nostru social spune una, modul în care ne comportăm, modul, uh, 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 viziunea noastră asupra lumii și a vieții, să spună alta. Și uh, geniul, uh, geniul credinței creștine uh, se vede la masa domnului, chiar și în comunitățile din biserica primară, în care aveai uh, oameni foarte bogați, nu puțin dintre ei stăpâni de sclavi, da? uh, care se încreștinaseră, deveniseră creștini, uh, oameni liberi și sclavi. Și uneori la adunare, la masa domnului, venea și sclavul și stăpânul lui și Acolo nu mai era sclav și stăpân, acolo era o nouă rânduire a lumii pe care Dumnezeu o făcuse prin Hristos, o aplatizare a diferențelor ierarhiilor sociale în care nu mai există sclav și liber, nu mai există bărbat și femeie, nu mai există iudeu și grec, distințiile acestea umane, ci totul este Hristos. Hristos este totul în toți. E bine, ce treabă are asta cu libertatea? Păi are. Pentru că o asemenea perspectivă radicală, aș spune chiar scandaloasă, nu este posibilă decât în, în contextul unei libertăți. Și apoi o a treia marcă a, a libertății creștine este, <coughs> dacă vreți, ascultarea și aici. Unii ca și alții par, tocmai pentru că ei nu înțeleg. Ascultarea, aș, aș numi-o, iarăși, ca să fiu puțin scandalos, aș numi-o uh, robia eliberatoare. În realitate, s-ar putea să sune ciudat, dar în realitate, niciunul dintre noi nu este liber în sensul că e, uh, e decuplat de condiționări și obligații. Ideea este față de ce suntem liberi și față de ce sau cine nu suntem liberi. Și cele două poziționări, dacă vreți, polarizate, da, este suntem liberi față de uh, credință, în sensul că nu credem, dar asta ne înrobește pentru că ne duce chiar la autovătămare, sau suntem. Robi față de Hristos, dar asta, culmea, ne face liberi cu adevărat. Omul liber cu adevărat este cel care acceptă Domnia lui Hristos. De ce? Pentru că El spune despre sine: Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Uh, sociopolitic vorbind, afirmația este iarăși scandaloasă. De ce? O singură persoană să dețină toată puterea? Păi acolo vorbim de, de posibilitatea <laughs> foarte reală a unui abuz, nu a unei vătămări, a unei dictaturi. Uh, a unei dictaturi. E bine, vedeți, singurul care poate avea toată puterea și, prin urmare, supunerea față de el poate elibera, este Hristos. Nimeni altcineva, niciun om, niciun partid, nici o filozofie, nici măcar o biserică, o confesiune, dacă ar avea toată puterea pe mână, uneori ne mai înamorăm de ideea asta, să avem noi puterea, dacă am avea-o, ar ieși prost. Ar fi practic un dezastru. Da. Pentru că asta presupune supunerea celuilalt, impunerea ideilor mele față de cealaltă și asta <coughs> e va repetativ în istorie. E bine, singurul care poate stăpâni cu toată puterea, fără să înrobească în sensul acesta vătămător ci să elibereze, este Hristos. Și creștinismul asta propune. Așa este și slavă Domnului. Practic, suntem liberi în Hristos și libertatea mea în Hristos mă va determina să, li să respect și libertatea celui din jurul meu. Asta este marea, să spunem, frumusețe a libertății în creștin. Unii nu o înțeleg, poate nu-și doresc să o înțeleagă, dar noi o înțelegem, cei care suntem în relația aceasta de dragoste, în adevăr, cu Dumnezeu, înțelegem că asta este menirea noastră. Haideți ne uităm puțin și la aspectele înțelegerii greșite ale libertății. Spuneam de respect, de iubire aproape, lui, uh -huh. de uh, uh, dorința de a face binele, de a alege ceea ce trebuie, uh, ceea ce aduce progres, ceea ce aduce propășirea propriei noastre. Pentru că cel mai bine se vede asta în relație cu ceilalți. Cu noi, a spune că și din egoism, câteodată uh, ne dorim să ne facem bine. Dar. Cu adevărat, libertatea și uh, libertatea, să spunem așa, altuită cu dragoste, de fapt, ele nu se pot separa. Am vorbit asta. Se vede atunci când vorbim despre aproape. Dar, uneori, libertatea aceasta pe care o avem, câteodată ne-o luăm, mi-am luat libertatea, există și expresia asta, uh, să -o, o ne -o luăm în mod greșit uh -huh. și poate. Uh, din prisma faptului că mi-am asigurat oarecum acces, accesiunea către Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, aș putea ca din libertatea aceasta să fie prost înțeleasă, și o libertate prost înțeleasă să ducă la niște excese. Excese care îmi fac, în primul rând, rău mie, dar s-ar putea să facă și. Hai să vedem așa la câteva uh, aspecte acestei unei libertăți, chiar între creștini. Da. O libertăți înțelese greșit, care. Doamne Frește, poate să ducă uneori chiar la anarhie. Nu mai vorbesc de relația aceasta cu ceilalți de supunere. Știi, acolo, dragostea fratelui, supune ți vă una. Sunt deja chestii foarte avansate, mi se pare că îmi spune. Supuneți-vă unora, unii altora în dragoste. Pe un om liber. Deja, spus, asta e deja de. Da, asta, asta, sudi, asta super. Asta, ca să încep exact cu sfârșitul, asta doar un om liber care iubește și ca să iubești trebuie să fii liber, și ca să fii liber trebuie să iubești. Exact. Da? Doar, doar un om liber, doar un om care iubește este capabil de așa ceva. Soția îi se supune soțului, adică vine sub autoritatea lui, nu pentru că se consideră inferioară sau pentru că Cineva i-a impus uh, uh, o dictatură a soțului, ci din dragoste față de soț, da, din dragoste față de soț, uh, îl respectă și îi se supune. Dar și invers, că spune unii altora. Asta e. Uh, un, un soț care își iubește soția și nu vrea să o rănească, și uh, în anumite contexte nu pare că face ce zice ea și ascultă face lucrul acesta tot din dragoste. Nu fiindcă e papucul soției pe gâtul lui sau mai știu eu ce altceva. Deci e posibilă, și asta vreau să subliniez, e posibilă această chestiune doar datorită libertății în dragoste. Acum când vorbim despre sau când aducem discuția asta cu, cu libertatea prost înțeleasă, Apostolul Pavel zice voi ați fost eliberați, sunteți liberi. Nu mai nu faceți din libertatea voastră o pricină sau o rațiune de a trăi pentru firea pământească. Firea pământească semnând acolo sistemul contrar potrivit lui Dumnezeu. De ce? Pentru că asta duce înapoi la robie. Asta duce uh, și aș detalia puțin această mă rog. afirmație a apostolului el. De fapt subliniază faptul că noi suntem liberi să facem binele. Și asta înseamnă că libertatea nu trebuie înțeleasă ca putința de a face orice, ci ca putință de a face binele. Putință sau putere pe care cel neliber, rob, nu o are. Cel care este sclavul păcatului, este robul păcatului, este dominat de firea pământească, de firea păcătoasă, nu are putința să facă binele. Îl încearcă și îl dorește, e conștient că, că așa e bine pentru... Nu poate. Nu poate. Regresează. De ce? Pentru că este stăpânit de păcat. Este stăpânit de rău. Ca să, ca să te eliberezi de jugul celui rău, trebuie să accepți un alt jug. Nu poți să fii liber așa, între etaje. Trebuie să accepți un alt jug. Să accepți jugul lui Hristos. Dar jugul este bun, este ușor și tocmai asta pentru că te eliberează. Nu este un juc din ăsta care să să, cum să, zic, să, să te uh, înrobească, să te facă sclav, ci să te să-ți redea adevărata libertate, să, să te refacă om, să te reînomenească, aș putea spune. Și atunci, în acest context, o a doua, uh, un al doilea comentariu ar fi că Pavel aici uh, aduce în discuție alte două concepte cu care ne putem juca și să zicem, dintr-o perspectivă a, a filozofiei politice, și anume demnitatea umană da. și egalitatea. Am scris nu de mult și chiar am, am prezentat într-o conferință o prelegere despre libertate, demnitate și egalitate. Sunt lucruri care par cumva antagonice, care parcă se contrazic. Dacă, dacă suntem liberi, atunci nu suntem egali. Dacă suntem egali, cât de liberi suntem? E bine, propunerea mea în prelegerea respectivă și acum în emisiunea noastră este că, virgulă, conceptul creștin, biblic, de demnitate umană poate reconcilia sau media. Între aceste două chestiuni aparent rivale, libertatea și egalitatea. Libertatea creștină, în sensul creștin al, al termenului, se bazează și pe conceptul de demnitate. Noi avem demnitatea de a fi liberi pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu avem libertatea de conștiință, de cuget, de gândire, de exprimare, de planificare, de relaționare, tocmai pentru că purtăm în noi imagodei, da? chipul lui Dumnezeu. Și asta a contribuit foarte mult la, la aș zice eu, ameliorarea sau îmbunătățirea discursului politic uh, generațiile la rând, la da? demnitatea umană. O mare parte din drepturile omului se bazează pe acest concept de demnitate umană care, ce este de proveniență creștină. Uh, nu doar creștină, dar creștinii l-au promovat și l-au făcut să fie ceea ce este. Pe de altă parte, avem egalitatea. Uh, egalitatea în cele mai multe societăți uh, este un nonsens. Nu există egalitate. Mă gândesc la India și la sistemul caste. de caste și uh, nu numai acolo, și, și în alte locuri din lume care par foarte democratice, dar uh, cei cu bani sau <coughs> cei puternici sunt un pic mai egal decât alții, nu? Uh, și iarăși conceptul creștin de egalitate sau conceptul Bibliei de egalitate, pe ce se bazează? Se bazează pe faptul că fiind, având demnitatea libertății, fiind liberi, oamenii sunt creați egali. Uh, din născare, să zic așa, da? Ne naștem Egal. egal nu înseamnă că suntem la fel, nu înseamnă că uh, unul nu are mai multă materie ce ca celălalt, sau anumite trăsături, mai nu știu cum. De. Nu la asta se referă, ci la faptul că înaintea lui Dumnezeu, din moment ce toți purtăm chipul lui, din moment ce toți suntem creația lui, toți suntem egali. Și mai cu seamă, suntem iubiți egal. Suntem iubiți egal. Uh, asta e o problemă, iarăși pe care cele mai multe religii ale lumii nu o pot rezolva acum, adică Dumnezeu iubește pe toți la fel. Și pe care îl înjură, și pe la care face voia, Dumnezeu iubește la fel. Asta e scandalos. De creștinismul ăsta susține. Că suntem iubiți la fel. Deci, dacă vreți ca putința startului, ca și putere de a începe în viață, plecăm de pe poziții identice sau egale. Și atunci, de ce libertatea creștină e diferită? Pentru că ea înseamnă rezolvarea acestei aparente rivalități între libertate și egalitate în societate, în societate, în sala de clasă, în familie. Știți că se vorbește mult egalitarism, complementarism și așa mai departe, în biserică, în, în, în orice context, rezolvarea acestei aparente rivalități apelând la demnitate, apelând la chipul lui Dumnezeu Noi. Slavă Domnului, foarte frumos! Ne apropiem de încheiere și am vorbit foarte. Am putea discuta, cred că abia ne-am încălzit. Știu că este să spunem, subiectul preferat al, pe care, subiectul pe care îl preferați și componenta aceasta a teologiei publice e vastă, e foarte mult. Pentru că De ce tot batem, să spunem, monedă pe subiectul ăsta? Pentru că ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, în calitate de creștin, se reflectă în afară. Și asta e foarte important. Dumnezeu spune să fim țară și lumină. Și așa iar e important să înțelegem asta. Aș mai, aș mai adăuga cu permisiunea noastră un lucru uh, care mi-a scăpat inițial, dar mi se pare foarte important. Și anume că spre deosebire de anumite ideologii sau anumite viziuni filozofice și chiar religioase, creștinismul se concentrează în egală măsură și asupra libertății individuale și asupra libertății comunitare, altfel spus este preocupat și de rezolvarea nedreptății la nivelul individului și a, a, a răului, să zicem, la nivelul individului. Și uh, rezolvarea răului la, la nivel sistemic. Uh, există ideologii, cum este marxismul, de exemplu, care e excesiv preocupat sau aproape în totalitate preocupat de rezolvarea problemelor sistemice. Domnule, societatea are o problemă, trebuie dreptate socială, despre care și creștinii vorbesc, pentru că e o chestie biblică, adică n a, -a inventat-o Marx, să fim clari. Da? Dar, dar m-a spune, dreptate socială înseamnă să facem că tot timpul există aceste clase care sunt în conflict și lupta de clasă și trebuie, la nivelul sistemului este problema. Problema este și la nivelul sistemului, dar asta pentru că ea începe la nivelul individului. O societate formată din indivizi problematici va fi o societate pro problematică. O societate care este marcată de nedreptate la nivelul intern, lăuntric al individului, care are gândirea smintită și deturnată de la adevăr și vede greșit lucrurile, prin însumarea tuturor indivizilor, dacă gândesc la fel, va duce la o societate profund nedreaptă. Deci nu putem spune că nu există o problemă sistemică. Am fi orbi și am nega realitatea. Dar nici nu putem spune că problema este doar sistemică. Și atunci, libertatea creștină, zice, așa, sau creștinismul zice așa, libertatea societății sau a, a obștei, da, a comunității, este importantă, trebuie încurajată, trebuie cultivată, chiar prin legi drepte, prin domnia legii, dar problema nu este una de sistem doar, ci este una de inimă, de postură a inimii individului. Doar. Fiind eliberat prin credință de Hristos, doar intrând într-o relație corectă cu Dumnezeu prin credință, individul poate fi eliberat de angoasă, de dorința de a demonstra ceva, de a polemiza tot timpul, de a uh, fi pe dos, de a crea probleme, de a face scandal, uh, da? de vicii și așa mai departe. Și în momentul în care uh, individul este, este să spunem, își are problema rezolvată, da? își, își găsește libertatea prin însumare, da, societatea devine una marcată de libertate. Ori ceea ce ce Hristos propune este veniți la mine. Veniți la mine și eu vă voi face liberi. Așa este, slavă Domnului. Euh, închem cu, cu... Cu un profil, să spunem așa. Pentru că aș vrea să vedem cum, cum și arată în realitate un om uh, care e liber în Hristos. Un om care e liber și care trăiește pentru a da libertatea aceasta și altora. Uh, în câteva cuvinte, cum ați descrie, sau pornind așa de la uh, ce vorbește Scriptura, cum ați descrie un om care, într-adevăr, este liber și care a înțeles libertatea așa cum este ea? Sigur că e o provocare în sine. Dar poate două, trei caracteristici. Da? În primul rând, un om liber este liber să se autocenzureze, să fie autocritic, și să se autodepășească. Nu putem vorbi despre libertate în absența acestor trăsături. Iarăși, pentru comparație, nu, sunt o mulțime de. Ideologii care ne îmbie, ne uh, momez, ne curtează. Uh, problema acestor ideologii este că, odată ce le accepti, uh, deși se mimează libertatea de gândire, ea nu mai există în, în realitate. Tu trebuie să spui așa. Nu spui așa, nu mai ai voie să vorbești. Ori, uh, în momentul în care uh, Asta se întâmplă, nu mai putem vorbi de libertate. Libertatea creștină înseamnă libertatea de cuget, care presupune autocritica. Libertatea sau profilul unui om liber este un om care uh, se comportă ca fiind un om liber, respectând și prețuind libertatea celorlalți. Uh, și aici, iarăși, dacă putem merge în istorie facem o comparație, nu uh, un sclav. Un sclav, chiar dacă își dorește libertatea, uneori, datorită uh, forței, împrejurărilor din viața lui și a acomodării cu, cu starea în care el se află, nici nu mai prețuiește la alții libertatea, ba chiar uh, uh, poate refuză libertatea celorlalți. De ce el să fie liber și eu să fiu sclav? Și aș aduce în discuție, poate în mod neașteptat, o situație. Concret în care se afla poporul lui Dumnezeu la ieșirea din Egipt. Pentru că mi se pare extraordinar de relevantă pentru discuția noastră. Poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, liber, da, creat de Dumnezeu și mai departe, a fost 400 și ceva de ani rob în Egipt. Când au ieșit din Egipt, din nefericire, asta este realitatea, au ieșit cu o mentalitate de sclavi. Sclavi. Dar, vedeți, planul lui Dumnezeu și obiectivul lui Dumnezeu era să-i ducă într-un loc, să le dea o țară a lor, pe care ei să o gestioneze, ei să o administreze, ei să cultive relații sănătoase cu cei din jurul lor, cu popoarele din jurul lor, să, să devină, dacă vreți, ceea ce am numit astăzi o, o, o țară model. Poate nu neapărat democrație în sensul modern, dar, în sfârșit, să fie ceva nemai auzine. Pentru asta a fost necesară transformarea gândirilor. Pentru că nu este ușor, este ușor să scoți poporul din Egipt, dar este foarte greu să scoți Egiptul din popor. Este, este, ușor să dezlegi funile cuiva care o viață a fost sclav, dar este foarte greu să scoți mentalitatea de sclav din, din mintea persoanei respective. Ori ceea ce creștinismul face este asta. Libertatea creștină este nu doar o, Tăiere a funilor vizibilă publică, ci este o lucrare tainică, lăuntrică, de recalibrare și de, de redefinire a întregii uh, viziuni asupra lumii și vieții, care uh, îl transformă pe cel care gândește ca un sclav într-unul care gândește ca un om liber și asta îl face să aprecieze și să respecte libertatea. Și <coughs> cred că lucrul acesta este foarte important pentru discuția noastră. Slavă Domnului! Cred că ne-am atins obiectivul acestei discuții. Am demonstrat clar că în creștinism există cu adevărat libertate, și libertatea aceasta nu se poate despărți. Nu poate trăi un om liber fără să iubească și fără să respecte adevărul, fără să-l cunoască pe acela care este adevărul. Deci, orice limitare care vine, orice autocenzură, autodisciplină câteodată, dar Această alegere vine tocmai în virtutea acestor trei. Libertate, dragoste și adevăr. Așa că, domnule profesor, domnule pastor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Ca de obicei a fost o încântare și o bucurie să, să spunem, să ne ospătăm cu ghilimea de reoare din ceea ce Dumnezeu a pus în dumneavoastră. Și cu drag vă așteptăm și la o altă ediție. Mulțumesc și dacă am început vorbind despre înviere, să și terminăm așa, propun, nu uitați că între cele două învieri, învierea după Duh și învierea după trup, suntem liberi să trăim o viață nouă pentru Dumnezeu. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Timați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi și uh, în această ediție. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!